De mai mulți ani admirăm mai mult sau mai puțin creația artistică din fața primăriei. Am vrut să vedem dacă și concetățenii noștri plutesc în aceeași necunoștință de cauză ca și noi. Întrebarea zilei. Știți ce reprezintă statuia din piața primăriei? Cred că, în părerea mea, reprezintă simbolul universului ceva. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu. N-am, adică n-am ce să zic, nu știu, că nu sunt aici. Sincer să fiu, nu știu ce reprezintă, să știți. Nu știu, nu cunoaște. Nu știți, cum, să vă spun eu ceva. Un ceferist a bătut cu ciocanul în osile alea de la locomotivă, de la bagoane, și a ieșit la pensie. Și la un moment dat l-a întrebat cineva. Zice, dumne, ce ai înțeles dumneata când bați acolo? Zice, nimic, nu, nici eu nu știu. Atunci ce să vă spun eu? Nici eu nu știu. Am primit din partea Societății Comerciale Centrale Termice următorul comunicat de presă. Începând cu data de 2 martie 1999, se sistează furnizarea energiei termice către asociațiile de locatari din cadrul Centralei Termice Vișoi Automată, Centralei Termice Vișoi 3, Centralei Termice Vișoi 1, 3, Centralei Termice Vișoi 2, Centralei Termice Crețulescu, asociații cu restanțe mari la plata energiei termice. Sistarea se face datorită opririi gazului metan de către Romgaz Pitești, ca urmare a datoriei pe care Societatea Centrale Termice ESA o are către aceasta. Stă în firea românului să-și lege existența, dusă între bine și rău, de anumite semne ale divinității. Unii îi spun misticism, alții superstiție. Oricum ar fi, începutul lunii martie, mai precis primele 9 zile, corespund din punct de vedere al tradițiilor unor babe, pe care fiecare le alege după bunul plac. Dacă se întâmplă ca în data respectivă să fie zi însorită, toate sunt bune și frumoase. Dacă însă e frig, cernoros sau ninge, așa cum s-a întâmplat astăzi, omul devine morocănos și temător. Cât de mult țin câmpulungenii la semnificațiile acestor tradiții? Nu, încă nu le-am ales. Și până acum, în alți ani, v-ați ales babele? Da. Și a avut vreo influență? Nu, nu. Nu v-ați dat seama dacă a fost soare, v-a mers bine? Da, a fost soare, a fost baba bună. Da, 3 martie. Și în alți ani s-a făcut simțită influența vremii asupra vieții dumneavoastră? Nu, a fost o zi bună și mi-a mers bine tot anul, da. V-ați ales babele? Da, pe data de 6. Și în alți ani când v-ați ales, a avut vreo influență vremea asupra vieții dumneavoastră? Uneori da, uneori nu. În general aleg așa, că să zic că așa e tradițional, dar așa nu cred că m-ar fi pentru viața mea sau pentru viitor sau pentru trecut. Și în ceilalți ani a avut vreo influență vremea din ziua respectivă asupra vieții dumneavoastră? Prea puțin. Așa cum a anunțat și primarul George Bălan, în cursul acestei luni vor fi definitivate lucrările la sala de sport de la Colegiul Dan Barbilian. Deja în cazul acestei investiții au fost făcute racordurile pentru energie electrică, apă, canalizare și gaze, urmând ca în cel mai scurt timp să înceapă lucrările de finisare. Sala de sport de la Colegiul Dan Barbilian va fi prima sală din municipiul nostru construită la standarde de ultimă oră, compatibilă cu alte săli similare din țară. Această construcție depășește mărimea celorlalte săli de sport din municipiu, fiind prevăzută și cu o tribună de circa 50 de locuri. Aceleași caracteristici le va avea și sala de sport de la Școala Generală numărul 3, care va fi dată în folosință în luna aprilie. În ceea ce privește sala polivalentă, primarul George Bălan a afirmat că speră ca până la data alegerilor locale să înceapă lucrările, în baza proiectului după care a fost construită o sală similară în Sighișoara. Într-un
săptămâna trecută în ședința ordinară pe luna februarie, Consiliul Local al Municipiului Câmpul Lung a hotărât trecerea din domeniul public în domeniul privat a următoarelor centrale termice trecute în conservare. Centrala termică de la blocul D1 a Roschei, centrala termică 2 Grui, centrala termică 1 Grui, centrala termică Grui, centrala termică 3 Grui, centrala termică Rahova, centrala termică Piață, centrala termică Automată, centrala termică din Parcul Crețulescu, centrala termică din Pictor Grigorescu, centrala termică din Vișoi 1-3, centrala termică Vișoi 2, centrala termică Vișoi 3-1, centrala termică 3 Vișoi Cărbune, centrala termică Pescăreasa și centrala termică Fluidizare. Reamintim că serviciul de termoficare al orașului a fost tras pe dreapta după ce societatea centrală termice a fost dizolvată. De fapt, majoritatea centralelor nu au mai funcționat de o bună perioadă de timp din cauza debranșărilor masive, fiind scoase acum la vânzare în baza prevederilor legale. Cu aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se va ocupa Direcția Economică și Fiscală și Serviciul Tehnic din cadrul primăriei. Șofer 5 locuri, zidar faianțar 5 locuri, dulgher 5 locuri, vânzător 5 locuri, betonist 4 locuri, patiser 3 locuri. Sudor, 3 locuri, farmacist, 2 locuri, electrician, 1 loc, inginer construcții, 1 loc. Tractorist, 1 loc, maestru construcții, 1 loc, electromecanic, 1 loc, asistent manager, 1 loc, operator tratare apă, 1 loc, tâmplar, palme laminat, 1 loc. Atletului mușelean Alin Angel i-a luat pe nepregătite pe organizatori. După prima sa săritură, timp de câteva minute, concursul a fost întrerupt, până când organizatorii au adus o ruletă care să măsoare peste 15 metri. La cea de-a doua săritură, Angel a depășit și pragul celor 16 metri. Care s-au dovedit a fi de partea sa, Alin Angel a avut o motivație în plus să obțină acest titlu, având în vedere că a fost susținut și de părinții săi, Otilia și Constantin, sau de fratele Aurelian, toți veniți de la Câmpina pentru a-i urmări evoluția. La nivelul județului Argeș, inspectoratul școlar urmărește schimbarea a 160 de directori, însă Ministerul Educației blochează organizarea unui concurs pentru ocuparea acestor funcții. Inspectoratul școlar Argeș trebuia să organizeze concursul pentru ocuparea posturilor vacante de director de școli. Deși majoritatea celor care se află la conducerea școlilor din Argeș ocupă aceste funcții prin delegație din noiembrie 2004, inspectorul școlar general din acea perioadă, Vasile Matei, a decis să suspende competiția pentru ocuparea posturilor. Înștiințat să organizeze concursul în martie, inspectorii au făcut demersurile necesare și au afișat luna trecută chiar și posturile libere. Cu toate acestea, acțiunea a fost contramandată, Ministerul Educației blocând concursul. Cei care doresc să ocupe funcțiile de director de școală nu își pot depune dosarele de candidatură. Potrivit reprezentanților inspectoratului școlar, Ministerul de Resort lucrează la o nouă metodologie de concurs și vechii directori își continuă activitatea tot pe baza vechilor delegații. La nivelul județului Argeș este vorba de schimbarea 160 de directori și potrivit regulamentului școlar, concursul nu poate fi susținut mai târziu de finalul acestui an școlar. Administratorul special al uzinei Aro, Gheorghe Banu, a solicitat declararea falimentului acestei societăți. Creditorii sunt așteptați să-și exprime poziția față de această cerere pe data de 23 martie la Tribunalul Timiș.
Firma Lichidări Infoconsult, în calitate de administrator special al uzinei, a depus la Tribunalul Timiș o cerere prin care solicită falimentul debitoarei Aro Câmpul Lung. Motivația principală o constituie faptul că de la deschiderea procedurii și până la depunerea cererii, pierderile uzinei au crescut cu aproape 200 de miliarde de lei, funcționarea societății ducând în continuare la creșterea acestor pierderi. În materialul înaintat instanței, Gheorghe Banu prezintă și alte argumente, printre care abandonarea efectivă a societății de către firma Crosslender, imposibilitatea contractării unor credite pentru finanțarea activității viitoare și urgentarea procedurilor de vânzare a averii debitoarei, ceea ce crește șansele de atragere a unor investitori și reintroducerea unor active în circuitul productiv. Toți creditorii uzinei sunt solicitați să pregătească un punct de vedere asupra cererii de intrare în faliment, care să fie prezentat la următorul termen de judecată stabilit pentru data de 23 martie. Cei care nu se vor putea prezenta la Tribunalul Timiș la data mai sus menționată au posibilitatea de a depune un punct de vedere scris cu minimum 5 zile înainte de termenul de judecată. Deputații liberali de Argeș Adrian Miuțescu și Andrei Gere au depus în Parlament o declarație politică având ca subiect falimentarea uzinei Aro de către PSD. Unii membri marcanți ai acestei formațiuni politice sunt acuzați că nu le-ar fi păsat decât de propriile buzunare, sacrificând deliberat interesele a mii de oameni. Alături de interpelarea adresată ministrului Justiției, prin care acestuia îi se solicită intervenția pentru ca Direcția Națională Anticorupție Argeș să urgenteze instrumentarea dosarelor de corupție care vizează fraudarea uzinei, parlamentarii liberali Andrei Gera și Adrian Miuțescu au depus la Camera Deputaților o declarație politică intitulată Corupția și nepăsarea PSD au distrus Aro Câmpul Lung. În textul declarației se spune, printre altele, Curtea de Conturi a constatat că Aro a fost vândută ilegal, făcându-se concesii inadmisibile cumpărătorului, care nu îndeplinea condițiile necesare cerute de lege pentru a fi efectuată privatizarea. Dar ce mai contează niște acte obligatorii, având în vedere că aici au existat niște interese mari ale unor oameni foarte puternici din PSD? Cum ar fi putut domnii Mușetescu, Văcăroiu și Nicolescu să se împiedice de o asemenea bagatelă? Cum ar fi procedurile legale? Când sume importante, probabil, de-abia așteptau să li se prăvălească în conturi. Nu s-au gândit oare că prin privatizarea Aro în favoarea unui obscur om de afaceri american se pune în pericol soarta a mii de oameni? În finalul declarației, deputații Andrei Gera și Adrian Miuțescu își exprimă intenția de a susține toate proiectele care vizează dezvoltarea și diversificarea economică a Mușcelului și apreciază că declararea urgentă a falimentului uzinei va pune capăt incertitudinii care planează asupra celor 1200 de salariați de aici. Senatul ar putea decide ca județul Argeș să-și schimbe denumirea în Argeș și Mușcel ca urmare a proiectului de lege inițiat de deputatul PRM Dragoș Dumitriu. Proiectul de lege a fost respins de Camera Deputaților, dar ultimul cuvânt îl au senatorii. În plus, legea Mușcelului va fi dezbătută și la nivelul Consiliului Județean. Senatul a cerut un punct de vedere și Consiliului Județean, care trebuie să emită o hotărâre în care să arate dacă este de acord sau nu cu schimbarea numelui județului. La rândul său, Consiliul Județean a trimis proiectul de lege către toate consiliile locale din județ, cărora le-a cerut să emită și ele hotărâri în care să-și exprime punctul de vedere. Comisia Juridică a Senatului a recurs la acest procedeu pentru ca legea să poată intra în dezbatere, dar trebuie știut că hotărârile pe care le vor lua Consiliul Județean și consiliile locale din Argeș au un caracter strict consultativ, nu influențează votul final al Senatului, a declarat deputatul Dragoș Dumitriu. Aici sunt banii noștri. Acest mesaj tronează pe un tronson de drum din Mihăiești, fapt ce denotă că românul, oricât de supărat ar fi, are simțul umorului dezvoltat și poate încă să mai facă haz de necaz. Cu toate că drumul Câmpul Lung Pitești este plin de grup, iar traficul se desfășoară în condiții grele, oamenii mai au simțul umorului. Acest lucru este demonstrat de un mesaj scris pe o bucată de tablă, ancorată pe un pom din comuna Mihăiești. Inspirați după modelele puse pe diferite tronsoane de drum din țară, unde guvernanții ne informau, aici sunt banii dumneavoastră, mesajul din Mihăiești tronează lângă un tronson plin de gropi și scrie, aici sunt banii noștri. Lângă mesajul în cauză mai este scrisă și o adresă, www.baseandboc.ro. Cu toate mesajele și campaniile de presă făcute în ultima perioadă, drumul rămâne la fel, iar participanții la trafic sunt disperați că își strică mașinile. Mergeți! Cum e mașina? Rău tare. Cum e drumul? Foarte bun, de-aia plătim rovinete. Facem 2 ore de la Câmpul Lung la Pitești. Suferă mașina? Hai de mine, enorm, enorm. Suferă enorm, diagrame nu putem face.
dezastru. Pierdeți și bani și timp. Și bani și timp și nervi. Cum e drumul? Foarte rău. Suferă mașina? Acum am făcut două explozii. De-abia le-am făcut. Să rupe toate, să rupe buc, să rupe planetare. Foarte greu mergem, foarte rău ne descurcăm. Taxa de drum? Taxa de drum este prea mare și degeaba o plătim, că nu este în legătură cu ceea ce plătim noi. Cum e drumul? Spuneți-mi! Rău de tot! Suferă mașina, unde vă duceți? Până la Pitești. Și cât faceți? Cel puțin 2 ore. Asta este situația, România de astăzi. Sunteți pe traseul ăsta mai des, Câmpul Lung Pitești? Da. E dezastru, n-avem. Am rupt mașinile, servisurile scump. Cu toate acestea, oamenii s-au obișnuit cu drumul. Își rup mașinile în jură și mai ales speră că într-o zi drumul va fi altfel. Rezultat surprinzător, dar în același timp meritat pentru echipa de cadeți a clubului sportiv Pristavul Câmpul Lung. Avem amănunte în materialul de început al știrilor sportive de astăzi. De vineri și până duminică la Constanța, în sala liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, s-a desfășurat campionatul național de tenis de masă pe echipe, competiție pentru cadeți. CS Pristavul Câmpul Lung a fost în concurs cu 2 echipe, iar la final una dintre acestea a devenit campioana națională. CS Pristavul 1 Câmpul Lung în formula Cristian Chiriță, Ștefan Tonghioiu și Mihai Zamfir a dispus mai întâi în grupa preliminară de Odorheiul Secuiesc, Bistrița 1 și Slatina 2, scor 4-0 în fiecare întâlnire. În grupa semifinală a dispus cu 4-1 de LPS Bistrița 2 și cu 4-2 de LPS Nicolae Rotaru Constanța, pentru ca în grupa finală mușcelenii să plece cu avantajul victoriei obținută în fața constanțenilor, la care s-au adăugat victoriile identice 4-0, atât cu CSM Buzău, cât și cu CSS Slatina 1. Este primul titlu obținut în această probă pentru Clubul Sportiv Pristavu. A fost o competiție destul de grea. Întâlnit echipe foarte, foarte bune, foarte omogene. Cel mai greu meci a fost cu LPS Nicolae Rotaru Constanța și am reușit să obținem o victorie la limită. Momentul decisiv al câștigării trofeului a fost, am putea spune, victoria din meciul cu LPS Constanța și, în mod special, victoria lui Cristian Chiriță asupra lui Cristian Pletea. A fost o victorie, am spus, foarte, foarte muncită și am profitat de rezultatul foarte bun obținut de Chiriță Cristian, care a reușit să-l învingă pe Cristi, pe Pletea Cristian, la scorul de 2-2 la meciuri. Echipa secundă a clubului mușcelean a evoluat în formula Alexandru Ferraru, Bogdan Iacob, Călin Drenea și s-a clasat la final pe locul 9. Ambele echipe au fost coordonate de antrenorul Mădălin Ionașcu. Elevii clasei pregătitoare A din cadrul școlii gimnaziale Oprea Iurgulescu au sărbătorit astăzi 100 de zile de școală. Cei mici au realizat împreună cu părinții diferite proiecte care să simbolizeze zilele care au trecut de la prima zi de cursuri și până în prezent. Astăzi, elevii din clasa pregătitoare A a școlii gimnaziale Oprea Iurgulescu au avut parte de un eveniment deosebit, prilejuit de încheierea primelor 100 de zile din viața lor de școlari. Copiii împreună cu părinții au realizat fiecare câte o lucrare, machetă sau colaj, la liberă alegere, folosind câte 100 de obiecte. Dragii mei, vreau să-mi spuneți tot voi, da? Ce sărbătorim astăzi? Câte zile de școală sărbătorim astăzi, Daria? Astăzi noi sărbătorim 100 de zile. 100 de zile de școală și ne-am pregătit în mod special. Mai întâi spuneți-mi ce ați confecționat voi și ați pus pe cap. Ce ați confecționat? Niște coronițe. Ia uitați-vă ce frumușei sunteți toți. Aranjați-le bine. Da, pentru că e o zi specială și noi ne-am gândit că merită să facem ceva special. Fiecare copil a făcut un proiect alături de familia sa. 100 de emoții, 100 de idei, 100 de vise, 100 de dorințe de împlinit. Fiecare proiect prezentat a însemnat câte puțin din toate. Rând pe rând, cei mici au venit în fața clasei pentru a-și prezenta proiectul. Eu am făcut un tablou cu 100 de vise care reprezintă
100 de zile de școală. Bravo, Maria, vi-l arăt așa? Sper că stă. Ia uitați-vă cât de mult am muncit aici. Ia uitați ce avem aici. Ne poți spune, Alina, ce ai pus tu aici? Niște poze. Și toate pozele sunt cu aspecte din clasa? Deci aceste poze chiar arată cum au trecut primele noastre 100 zile de școală. Aplauze! Eu am făcut un copac. Și ce ai pus aici în copăcel? Niște margele. Și unde e numărul 100? Din toate floricelele acestea sunt în număr de 100? Da. Da. Și când... Cine te-a ajutat, Darius? Că e multă migală aici. Mami, tare pricepută. Dintr-o rază de lumină strecurată prin grădină, dintr-un nor ca de clăbuc, pe o frunză de la nuc, s-a ivit așa deodată o făptură minunată. Mi s-a prezentat sunzână și mi-a întins așa o mână, o mânuță mititică. N-am putut să strâng de frică. Era chiar o zână vie. Nu era o jucărie, avea aripi străvezii, cum se spune în poezii. Și zâmbea, era frumoasă și am vrut să o iau acasă, însă n-a putut să vină că avea grijă de grădină. Evenimentul a fost foarte apreciat de copii care, la final, au primit dulciuri pentru munca depusă. Părinții s-au arătat și ei mulțumiți de primele 100 de zile în care copiilor au asimilat multe cunoștințe pregătitoare pentru clasele care urmează. Activitatea este una preluată din sistemul alternativ de învățământ Step by Step, în cadrul căruia această sărbătoare reprezintă deja o tradiție pe care copiii o marchează prin pregătirea și prezentarea unor colecții de 100 de obiecte. Sâmbătă, locuitorii și musafirii comunei Lerești, îmbrăcați în costumul popular, au fost invitați la un eveniment cu tradiție și veselie din belșug. Balul gospodarilor a reunit mai multe momente speciale desfășurate în această perioadă, fiind plasat la trecerea dintre anotimpuri. Astfel, muzica, horele și sârbele au alcătuit o atmosferă de sărbătoare în adevăratul sens al cuvântului. În seara zilei de sâmbătă, la Căminul Cultural din Lerești, a fost organizată o nouă ediție a Balului Gospodarilor. Cu acest prilej, locuitorii și musafirii comunei din Mușcel au marcat trecerea dintre anotimpuri prin prezența la eveniment cu optimism. Primarul din Lerești, Marin Toader, a transmis alături de gazde mesajul de bun venit. Cea de-a patra ediție a Balului Gospodarilor, unde de data asta sărbătorim mai multe evenimente, dragobetele, dragostea, sărbătoarea dragostei la român care tocmai a trecut, săptămâna aceasta, pe 24, mărțișorul mâine, 1 martie, și luna dedicată femeilor care fac parte din viața noastră, luna martie, luna mărțișorului. Să le aplaudăm pe doamne, pe domnișoare și pe toate femeile din viața noastră. Mă încearcă sentimente de emoție când văd atâta tineret în sală și atâția oameni frumoși îmbrăcați, sentimente care cred că le împărtășiți și dumneavoastră. Aceasta este scopul nostru, de a duce mai departe această tradiție a balului, de a sădi în sufletele acestor copii minunați acele sentimente pe care și noi le-am trăit la vârsta când eram de seama lor. Să vă dea Dumnezeu sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, să avem un an bun, să petrecem frumos în această seară. Vine primăvara, ne apucăm de treburile agricole, cu toții. Până atunci vă doresc numai bine și petrecere frumoasă. La mulți ani! Preoții au interpretat cu sensibilitate. În vechiul nostru amân.
Programul artistic al evenimentului a fost unul variat, fiind deschis prin talentații copii pregătiți coreografic de Ioana Radu. Formația condusă de Ionica Radu a asigurat distracția până aproape de miezul nopții, iar horele și sârbele s-au ținut lanț. La Mușcel TV vom difuza un reportaj amplu de la Balul Gospodarilor din Lărești 2020, la o dată pe care o vom comunica din timp în programul nostru. Iulian Chirița, cel mai bun produs al ultimilor ani ai clubului sportiv Voința Câmpulung, și-a demonstrat încă o dată abilitățile la tenis de masă și a câștigat în weekend două trofee, Cupa României. Timp de 3 zile, de vineri și până duminică, la Buzău s-a desfășurat Cupa României la tenis de masă, competiție pentru juniori 1 și 2. Clubul sportiv Voința Câmpulung a fost prezent în competiție cu 9 sportivi, 7 băieți și 2 fete, iar dintre aceștia s-a detașat în mod evident Iulian Chirița, cel care a câștigat ambele competiții la masculin. În finala juniorilor 1, Iulian a dispus cu 3-1 de Andrei Strate de la CSA Steaua București, iar în finala juniorilor 2 cu 3-1 de un alt jucător legitimat la CSA Steaua București, Dragoș Bujor. La competiția de la Buzău, Iulian Chirița a disputat în total 10 meciuri, reușind tot atâtea victorii.